dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova înainte de expirarea termenului de 4 ani este posibilă numai în condițiile prevăzute la articolul 85 din Constituția Republicii Moldova. Articolul 85 din Constituție prevede 2 cazuri clare de dizolvare a Parlamentului: imposibilitatea formării guvernului și blocarea procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. Hotărârea Curții Constituționale din luna august anul trecut spune foarte clar că după consultarea cu fracțiunile parlamentare, președintele țării este obligat să înainteze candidatura la funcția de prim-ministru. Nu are dreptul, dar este obligat. Eu înțeleg pe Maia Sandu că a nimerit în Zugzwang politic, care singur s-a vărât. I-a declarat că nu înaintează nici într-un caz candidat la funcție de prim-ministru. Și acum a nimerit în situația, dacă înaintează și încalcă cuvântul, dacă nu înaintează, încalcă Constituția. E să smește Zugzwang. Дадон, похоже, забывает, что с 9 марта по 8 июня 2019 года, будучи президентом Республики Молдова, он не выдвигал никого кандидатом на пост премьер-министра. Почти 3 месяца. И он не только не выдвинул ни одного кандидата, но даже обратился в контролируемый Плохотнюком суд, чтобы закрепить свое бездействие. И суд Плохотнюка, конечно, сделал это по нраву Дадона, ведь те двое были единым целым. Независимо от того, хотят этого Дадона социалисты или нет, мы заботимся о данных нами обещаниях – очистить парламент от воров и грабителей и сформировать парламент из депутатов, которые думают о людях, а не о своих карманах.